Filipeni 2, de la 1 la 11. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo afecțiune și milă, faceți-mi bucuria de plină și fiți de aceeași părere, având aceeași dragoste cu un suflet și cu un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă sau din glorie de șarte, ci în umilință fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus, care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și la înfățișare, fiind găsit ca un om, s-a umilit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Vă rog să deschideți Biblia din nou la Filipeni 2. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2. După masa aceasta vreau să vă prezint o predică, o încurajare, o îndemnare către care a fost scris în prima dată pentru frații din Filip și acum avem și noi pentru folosul nostru. Pentru titlul, am pus titlul din versetul 5, care era și în Hristos Iisus. În versetul 5 scrie, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Un mic context pentru cartea aceasta, capitolul 1, este introducerea sau prezentarea lui Pavel și lui Timotei și cei care erau cu el. Este o încurajare și o mulțumire lui Dumnezeu pentru biserica de acolo. Și în capitolul 1, Pavel transmite dragostea lui față de biserica din Filip. Vorbește despre necazuri și dureri și probleme pe care trecut și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate astea. Și în versetul 27 vedem că el îndeamnă pe biserică să se poarte într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că el este acolo sau dacă nu este acolo, să fie ei după placul lui Dumnezeu. Și vedem că în capitolul 2 începem o secțiune de îndemnare și începere sau o semnală la smerenie și la unitate, un îndemn din partea lui Pavel. Vreau să ne uităm la trei lucruri care putem să scoatem din versetele aceasta de 1 la 11. Cum putem noi să fim mai pe placul lui Dumnezeu în biserica și în viața noastră personală? Vedem că în pasajul aceasta Pavel scrie în contextul bisericii. Pavel scrie despre biserica, cum ei poate să se încurajeze, cum ei poate să crească spre folosul Domnului. În versetul 1 scrie, deci, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo afecțiune și milă, faceți-mi bucurie de plină și fiți de același părere, având aceeași dragoste cu un suflet și un gând. Pavel aici spune, dacă aveți același încurajare în Hristos, care dacă Iisus Hristos este nădejdea voastră, dacă vă mângheați în cuvintele care a spus Iisus, în speranța revederii, dacă asta este încurajarea voastră, dacă aveți părtășie în Duh, în Duhul Sfânt, dacă vă îndemnați cu Cuvântul lui Dumnezeu, dacă toate lucrurile acestea faceți, dacă sunteți mântuiți, dacă sunteți cu adevărat fiii lui Dumnezeu, să faceți
bucuria, sau în contextul acesta, să facă, biserica aceasta să facă bucuria lui Pavel, să fie o biserică care are dragoste unul față de altul, față de altul. Să aibă o dragoste și o unitate. Și în primul rând, biserica trebuie să aibă dragoste, având dragoste. În versetul 2 scrie că faceți în bucurie de pline și fiți de aceeași părere, având același dragoste. Noi ca creștini, noi ca oameni mântuiți, născuți din nou, avem un om nou care locuiește în noi. Un om care este de la Dumnezeu, o mântuire care n-a scos de pedeapsa păcatului și o viață nouă, o dragoste nouă, o gândire nouă. Dar avem și omul sau fiera aceasta, trupul aceasta care tot păcătuiește și tot are păcat. Și pentru trupul nostru fizic, pentru omul cel vechi cu care mai luptăm, pentru el este mai ușor să urăm decât să iubim. Și Pavel aici scrie, dacă toți sunteți mântuiți, dacă toți sunteți frați în Domnul, dacă faceți partea în trupul lui Dumnezeu, în trupul lui Iisus, să vă iubiți unul pe altul. Că dacă sunteți într-o același familie, ar fi ciudat să vă urați unul pe altul. Să vă iubiți mai degrabă. Pavel ne spune să ne unim în dragoste. Dragoste este ceva care trebuie să vină dinăuntru nostru. Care trebuie să vină din omul cel nou. Nu din omul cel vechi. Dragostea aceasta nu este ce vedem în lume. Este o altă dragoste. O dragoste de la Dumnezeu. O dragoste care se bucură în Domnul. În a doua rând, în versetul 3 și 4 vedem să fim sau fiind darnici sau neegoist. În versetul 3 vedem nu faceți nimic din ambiție egoistă sau din glorie deșartă, ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu numai la interesele lui, ci să își la interesele altora. Domnul ne-a dat totul ce avem, tot ce avem, inclusiv frați și surori din adunare. Inclusiv toți oameni cu care vorbim, cu care interacționăm. Domnul ne-a dat tot ce avem și El știe cu cine avem de face și cu frații în biserică și nevoile din biserică. Domnul, prin Pavel, îndeamnă pe noi să nu ne gândim la lucruri care avem noi personale nevoie. Biserica, dacă vrem să vedem o creștere, dacă vrem să vedem o unitate în dragoste, trebuie să punem toate lucrurile acestea deoparte. Lucruri care ne pune pe noi în primul loc, care ne pune pe noi mai sus decât alții. Noi trebuie să știm că Domnul se îngrijește de totul. Domnul știe ce avem nevoie și ne dă tot ce avem nevoie. El merită toată gloria și noi suntem doar niște robi. Dacă noi suntem mândri, noi dăm gloria nouă, nu gloria lui Dumnezeu. Și pentru Biserica lui Iisus, noi trebuie să ne smerim, să dăm gloria Lui. Și noi, doar atunci când ne smerim, putem să dăm gloria Lui pe deplin. Și în treia rând, fiind ca Domnul Iisus, în versetul 5, să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Iisus. Domnul Iisus ne-a dat cel mai perfect exemplu a smereniei. El, fiind Dumnezeu, a venit pe pământ să moare pentru creația sa.
pentru niște oameni, niște ființe păcătoase. Niște oameni care nu merită nimic. Și Domnul, vedem că a lăsat gloria din cer și a venit pe pământ pentru noi. S-a smerit pentru oameni păcătoși, niște cârpă murdare. Domnul s-a smerit pentru noi. Și noi putem să învățăm foarte bine de la Iisus. El a venit, a făcut totul, a murit pentru noi, ne-a dat viața nouă. Și noi, ca niște robi, cum a fost și Iisus pentru noi, s-a smerit. Și noi trebuie să ne smerim pentru Iisus acum. Domnul Iisus a venit și a murit pentru păcatele noastre și a dat ultimul său, cel mai mare preț, viața sa. A plătit cel mai mare preț. Dar noi nu putem să plătim astfel de preț. Și Domnul nici nu cere așa ceva. Domnul cere să ne iubim, să fim darnici și să nu fim egoiști, să încercăm să slujim unul pe altul și să glorificăm pe El. Vedem versetul 6. Care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a luat chip de sclav, făcându-se asemenea cu oamenilor. Și la înfățișarea, fiind găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Domnul Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat un nume care iese mai presus de orice nume. Pentru că în numele Lui Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Domnul Iisus a murit pentru noi. Și noi trebuie să-L glorificăm pe El. El merită toată gloria. Și noi putem să-L glorificăm prin astea care am citit mai înainte. Să ne iubim unul pe altul, să încercăm să trăim în unitate, să încercăm să răspândim cuvântul prin biserica. Și biserica merge, funcționează doar când este în unitate. Doar când membrile funcționez unul cu altul bine. Dacă un membru nu funcționează, trupul nu funcționează bine. Și, din nou, noi trebuie să ne iubim, să fim darnici, să ne ajutăm unul pe altul, că doar așa putem să dăm slavă lui Dumnezeu pe deplin. Să dăm slavă cu viața noastră, să ne smerim și să lăsăm purtați grijă de la El. El s-a smerit pentru noi, ca noi să avem o viață veșnică. Deci, data viitoare, când suntem ispitiți să nu ne smerim sau să fim egoiști, să ne amintim că Domnul Iisus ne-a dat exemplu să nu ne mântrim, să ne smerim și să nu fim egoiști. Domnul ne-a dat cel mai bun exemplu, care noi niciodată putem să ajungem la perfecțiunea Lui. Dar Domnul să ne ajute să facem această lucru spre gloria Lui. Și noi care, și dacă nu aveți această bucurie care un copil al lui Dumnezeu are, dacă nu aveți această pace, nu, să știți, numai de la Dumnezeu puteți să primiți aceasta. Doar Domnul poate să dă o bucurie și o dragoste ca cum are un creștin. Domnul să ne ajute să facem toate aceste lucruri spre gloria și slavă.